Ansamblul Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva a participat de curând la un festival internațional de profil din Albania. A fost prima ieșire a ansamblului devean după mai bine de un an, iar rezultatele obținute au fost excelente, dansatorii fiind premiați de către primăria Deva. În prezent, ansamblul Silvana este într-o perioadă de reorganizare, dar devenii îi pot vedea în curând la lucru pe componenții acestuia, orașul de la poalele cetății urmând a organiza, începând cu data de 14 iulie, un festival internațional de folclor. În Albania ne-am deplasat cu 11 perechi. Suntem acum într-o perioadă de reorganizare, să zic așa, în sensul că ansamblul Silvana Junior, pe care l-am numit noi ansamblul Junior până nu de mult, a trecut în urmă cu vreo două luni la ansamblul Silvana Senior. Și așa că a fost o selecționată oarecum. O parte dintre vechii dansatori ansamblului Silvana ne-am unit cu cei tineri. A fost așa o combinație care a dat bine până la urmă. A fost primul spectacol sau primele spectacole la comun, să zic așa, când am urcat pe scenă și a fost bine una peste alta. Cei care vor să vadă formula actuală a ansamblului Silvana, îi invităm cu mare drag în 14 iulie la festivalul care va avea loc la Deva și unde o să-l deschidem ca și gazde. La festivalul de la Deva, cei de la Silvana vor avea costume noi. Consiliul local din reședința de județ alocând fonduri în acest an, iar primăria le încurajează participarea la diferite acțiuni culturale, precum și organizarea acestora. Eu sunt deschis la propunerile și sugestiile venite din partea colaboratorilor mei, a colegilor. Iar domnul director Fodor, când m-a anunțat că de mulți, mulți ani, știu, 10-15 ani, nu și-au mai procurat alte costume, mi s-a părut nefiresc lucrul acesta și de aceea am alocat suma de bani pentru ca să-și întregească zestrea de costume populare și pentru care să ne reprezinte cu cinste la toate festivalurile interne și internaționale. În egală măsură îi încurajez și pe domnul director Fodor să organizăm și noi la Deva astfel de festivaluri internaționale și bineînțeles să invităm ansambluri din cât mai multe țări. Este un spectacol mult iubit și dorit de către deveni și clar că ei sunt artizani, ei sunt, să spun, eroi și cei care aduc bucurie în sufletele devenilor. Programul și participanții la Festivalul Internațional de Folclor de luna viitoare vor fi anunțate în curând de către organizatori, aceștia fiind Centrul Cultural Drăgan Muntean și Primăria Municipiului Deva.